seara, bine v-am găsit la Etichetă și Comunicare în Afaceri. În această seară vom vorbi despre etichete. Nu despre etichetă, ci despre etichete și etichetări. Am adus în această seară, în fața dumneavoastră, două doamne care au pus pe picioare un proiect. Din două perspective diferite, din perspectiva unui sociolog și din perspectiva unui, haide să spunem, creator de metode de predare alternativă, și le vom asculta și vom învăța dacă etichetele și etichetările pot să fie bune câteodată sau rele altădată și când le putem folosi cu valențe pozitive și când le putem folosi sau să le evităm pentru că au valențe negative. Așadar, dați-mi voie să vă prezint în această seară. Bună seara, doamnelor! Bună seara! Daniela Cristea, care este sociolog. Bună seara, Daniela, binevenit! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Bianca Preduț, care este trainer, la origine jurnalist și dezvoltator de metode de predare alternativă. Da. În primul și în primul rând, va trebui să le spunem telespectatorilor cine sunt doamnele și cum au ajuns ele să facă ceea ce fac în acest moment, după care le vom întreba cum au ajuns să se întâlnească și să pună pe picioare un astfel de proiect despre etichete și etichetări. Haideți să începem cu Daniela, că e în fața mea, nu că Bianca ar fi în altă parte, dar Daniela, te invit să fii prima. Bună seara, încă o dată, și mulțumim foarte mult pentru invitație. Mă bucur că ați venit, pentru că atunci când am văzut un eveniment despre etichete, am zis, ups, îmi fac concurență fetele astea. Și m-am uitat cu mai mare atenție, că îmi bipăie tot ceea ce are legătură cu eticheta. Și când am văzut etichete și etichetări, ups, ale mele sunt. Putem lucra împreună, adică... Mai ales că ele pun pe picioare un eveniment săptămâna viitoare, exact, la care mi-aș fi dorit foarte tare să ajung, numai că este în weekend, dar așadar mi-au început să-mi sclipească beculețele și am zis trebuie neapărat să vorbesc cu ele, pentru că rare ori sunt profesioniști care vorbesc pe șleau, din perspective diferite, despre lucruri despre care nu se prea vorbește. Așadar, hai să luăm încet și mai întâi să vă prezentăm, să vă spun cine sunteți și după aceea cum ați ajuns să faceți ce faceți acum. Eu sunt Daniela, sunt sociolog la bază, sunt dezvoltator de o serie de programe de educație, de 10 ani lucrez în domeniul acesta și pe lângă acest lucru sunt și organizator de evenimente. Ca om, sunt un om cu bune și cu rele, îmi place să învăț constant și aș face în fiecare zi lucruri care nu mă plictisesc. Îmi place să ies din zona mea de confort, să simt magia în cealaltă parte. Chiar dacă știu că uneori acolo s-ar putea să fie incertitudine. Dar îmi place incertitudinea asta, pentru că îmi planific cumva, am așa un plan mental, dar în același timp mă și bucur de neprevăzut. Îl conștientizez că există, da, și te arunci în neprevăzut. Exact, mă arunc în ocean. Ești o curajoasă. Continuăm. Eu sunt Bianca Preduț, la bază, după cum spuneai, sunt jurnalist. Jurnalist de presă? De presă online. Și am lucrat în presă online undeva la mulți ani, până când m-am reprofilat, însă m-am reprofilat pe partea aceasta de training și sunt trainer acreditat. Organizez traininguri, workshop-uri și evenimente împreună cu Daniela. Și ce fel de traininguri organizezi? În ce direcție te-ai poziționat? Mă asociez foarte mult cu ideea de coaching, deci cumva evenimentele de care mă ocup eu duc înspre partea de coaching. Deci traininguri de cunoaștere. Nu sunt foarte strict, adică la trainingurile noastre vrem mai mult să învățăm unii despre ceilalți, adică nu vin neapărat eu către participanți cu informații foarte concrete, cât vedem am că înțeles, lucrurile vă doriți o experiență comună. Exact, da, da. Învățăm foarte mult unii de la alții, experiențial, ne povestim unii despre alții, unii cu alții ne deschidem și ne împărtășim opiniile. Am înțeles că faci și ai dezvoltat sau dezvolți metode de training? Dezvolt metode de training deoarece, mă rog, am terminat cursurile unui liceu cu o pedagogie altfel. Am urmat cursurile liceului Waldorf, care regăsim pedagogia lui Rudolf Steiner.
Și am văzut că se poate și altfel. Și în timp ce colegii mei de la alte licee erau stresați, plângeau înainte de examene și luau Xanax, de exemplu, eu stăteam liniștită și știam că orice ar fi, va fi bine. Pentru că așa ne învățau la liceu, să fim relaxați, să ne adaptăm situațiilor, să înțelegem că notele sunt pur și simplu estimative și că nu reprezintă de fapt ceea ce putem. Sunteți voi cu adevărat? Ceea ce suntem noi. Și mai rău se căuta să se vadă ce vrea omul ăla, ce vrea tânărul ăla de fapt să facă. Și atunci, în momentul în care mi s-a oferit posibilitatea de a face și eu, de a crea și eu astfel de evenimente și de a merge pe linia asta de altceva sau de altfel, exact asta vreau să punctez. Faptul că indiferent de ceea ce faci la locul de muncă, indiferent de salariul pe care îl ai, indiferent chiar și de skillurile pe care le ai, tu ești trebuie un om. Trebuie să găsești un echivalent în limba română a cuvântului skill pe care îl ai, pentru că... Abilitate. Abilități, da, indiferent de abilitățile pe care le ai, tu la bază ești un om și ai emoție. Și cumva lucrezi foarte mult cu emoția, pentru că asta înseamnă altceva. Asta înseamnă alternativ. Am înțeles. Cum ați ajuns voi două din două zone diferite, din zona de sociologie și din zona de jurnalism, da? Cum ați ajuns să... Povestea noastră creați este foarte... un astfel de proiect și... program, să-l numesc program sau să-l numesc proiect? E un proiect. E un proiect de suflet pe care l-am dezvoltat în timpul nostru part-time, pentru că noi lucrăm fiecare la alte companii, la companii multinaționale. Și ne-am dorit să ieșim din sfera aceasta convențională într-o sferă neconvențională, cum a punctat și Bianca. Povestea noastră este foarte frumoasă. Ne-am întâlnit într-o seară de decembrie, acum 2 ani de zile, la un workshop de public speaking, unde am mers fiecare să ne testăm abilitățile de a vorbi în public. Okay. Pentru cine l-ați făcut? Cu Dragoș Stoian. Okay. Cu dânsul am mai făcut și alte cursuri de public speaking în trecut. Mi-a plăcut foarte mult și am zis să merg în continuare cu el. Și acolo a venit Bianca, am intrat în joc, a fost o chimie la prima vedere și am mers acasă împreună, pentru că drumul ne ducea într-un singur sens. Am devenit prietene și ne-am împărtășit experiențele noastre și ne-am dat seama câte neajunsuri avem și că ne plângem foarte mult de acele neajunsuri și că ar trebui să luăm atitudine, pentru că totul stă în noi, forța este în noi. Și am spus că nu o să vină nimeni să te ridice de pe scaun să-ți spună Hai să facem ceva împreună. Hai să evoluăm. Hai să mergem înainte. Exact. Uh-huh. Noi trebuie să facem asta și noi trebuie să ne ridicăm de pe scaun și să creăm un spațiu atât pentru noi, un spațiu de creștere, cât și pentru ceilalți. Să ne găsim o motivație. Exact, pentru că ne-am gândit așa cum suntem noi, mai găsim și alte persoane. Bănuiesc că experiențele voastre, ca și metodele de proprie de dezvoltare personală, da, v-au dus într-o direcție. Această direcție s-a concretizat, iată, în acest proiect. Și cum ați ajuns dintre toate posibilele proiecte pe care le-ați fi putut face, da, sociolog, să zicem trainer, în zona de coaching, cum ați ajuns dintre toate posibilele proiecte pe care să le faceți la acest proiect care are ca focus etichetările? Noi ne întâlneam și, cum spunea Daniela, ne plângeam foarte mult și ne dădeam seama că avem multe lucruri de reparat la noi sau purtam cu noi niște dureri, fiecare pe bucățica ei. Și la un moment dat chiar am pus întrebarea, oare suntem singurele care am trecut prin lucrurile astea sau ori mai fi și alții? Și Daniela mi-a răspuns că cu siguranță mai sunt și alții și ar fi drăguț să învățăm și noi împreună cu ei. Deci noi din start am pornit cu dorința de a ne afilia unui grup. Și cumva ok, bun, dar de ce să ne ducem noi către un grup gata creat? De ce să pornim noi către o comunitate? Și cum ar fi să ne creăm noi propria comunitate? Deci noi să punem bazele unui proiect frumos și de învățare. Deci ideea a fost să adunăm în jurul nostru un grup de oameni cu care să ne împărtășim viețile. Am să înțeles. Învățăm. Cum ați ajuns la subiectul etichetări? Pentru că am înțeles, ăsta este motivul pentru care v-a adus împreună, v-ați descoperit firul roșu existenței și ați ales o temă pe care să o dezvoltați și mai mult decât atât, să o împărtășiți unor
posibil cursanți sau posibil colegi sau comunității. Unei comunități. Dar de ce asta? La unul dintre workshop-urile noastre de la Creator, din aprilie, cred că a fost, un participant eticheta foarte mult. Femeile sunt, bărbații sunt, noi suntem, juriștii sunt. Și această opinie a fost deranjantă pentru ceilalți participanți și au zis, au strigat așa într-un cor, nu mai eticheta. E momentul să gândim altfel. Haide să facem un eveniment despre asta. Să disecăm un pic mai mult lucrurile, de mai multe puncte de vedere. Psihologic, sociologic, afacerist, de ce nu. Și atunci, participanții sunt o sursă inspirațională extraordinară pentru noi. Pentru că ei sunt cei care ne determină nevoile. De acolo plecăm, de pe construcția lor. Aceea e fundația noastră. Și, practic, acel participant a construit tema noastră. Și ne-a dat această idee. Sunt foarte curioasă dacă acest participant este membru în comunitate și vine la acest workshop. Este membru în comunitate. Da, da. O persoană extraordinară de altfel. Da. Deci, numai că tendința jonglează sau folosește în viața de zi cu zi. Foarte multe etichetări. Etichetările. Dar și noi etichetăm. Haideți să nu ne înțelegem greșit. De să pornim din start cu ideea că noi toți etichetăm. Înainte de asta, cu care și îi vom convinge pe oameni că fiecare dintre noi vorbim despre astfel de prejudecăți, da, le avem. Hai să vorbim mai întâi despre ce este etichetarea. Ce este? Când a fost determinată, când a fost denumită și care este istoricul ei. Pentru că, după aceea, după ce ne-am definit termenii și să înțelegem mai bine, știm despre ce vorbim, putem să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Așadar, ce este etichetarea? Ce face ea bine și ce face rău? Etichetarea, cum îmi place mie să spun, este jumătate din povestea pe care tu o vezi în celălalt. Este ceea ce tu spui despre celălalt în funcție de ceea ce celălalt îți oferă. Și îți place să etichetezi tu ca om pentru că îți oferă o siguranță să faci asta. Și e facil. Și e foarte exact, este foarte facil. Teoria etichetării sociale a apărut în ultimele decade ale primului război mondial, odată cu sociologul Howard Becker, care a dezvoltat conceptul acesta în cartea sa despre delinvență, benzile de delinvenți. Și atunci, cumva, la nivel social, acest cuvânt este asociat cu partea de devianță. Societatea spune așa, dacă omul respectiv sau dacă grupul respectiv se comportă într-un anumit fel, îl etichetez. Și aș vrea să dau un exemplu în acest sens, să înțelegem mai bine. Te rog, da. Să presupunem că niște tineri fură o mașină. Fură o dată, de două ori și se opresc. Și atunci există alți oameni care îi etichetează și spun acești oameni sunt hoți. Dar ei, oamenii care i-au etichetat, nu știu că acești oameni s-au oprit din această acțiune, practic. Și e foarte interesant cum... Asta nu-i face mai puțin hoți. Nu-i face, într-adevăr, dar asta... știu doar o parte din poveste. Apropo, să mă întorc la ce, cum am început. Și dacă societatea te crede deviant, atunci te comporți ca atare. Și de aici, cumva, putem desprinde și procesul sau etapele, să zic așa, etichetării. Întâi se manifestă comportamentul, adică acești tineri fură mașini, după aia tu observi comportamentul, după aia îl etichetezi, apoi acești indivizi reiau această acțiune de a fura mașini pentru că ei sunt etichetați ca atare, da? Deci adoptă comportamentul și apoi se integrează în grupul respectiv. Pentru că ei sunt puși în acest stigmat, da? Și atunci ei se comportă în acest mod deviant. Și așa putem întâlni și exemple, de exemplu, în mediul formal, adică la școală. Profesorul intră în clasă și observă. Un profesor nou care intră în clasă și observă studenții sau elevii și spune, ăla e foarte bun, ăla e mai puțin bun și el pornește în a da note sau în a lansa provocări în baza acestor etichetări. Asta este la bază din punct de vedere social. Da? Termenul de etichetare este legat direct de ideea de devianță. Dacă societatea vede dacă acel grup este deviant, atunci
așa este. Deci, practic, ne dictează societatea modul în care noi etichetăm lumea. Ce fac etichetările atunci când sunt așezate? Etichetările, în primul rând, limitează. Adică te fac să vezi doar o mică parte din ceea ce este un om sau chiar și o situație. Putem eticheta o situație drept fiind într-un anumit fel. Și atunci toată atenția noastră e ca și cum eticheta ar fi o bulină mare roșie pe care, bineînțeles, că situația respectivă o va purta într-un anumit loc. Și tu te uiți doar în punctul acela și cumva îți limitează foarte mult privirea către acea persoană sau acea situație și vezi doar un anumit lucru, un anumit detaliu, pe când a fi om reprezintă un ansamblu uriaș de detalii. Și cumva, pentru că eu lucrez foarte mult pe partea de emoție, în momentul în care lansezi o afirmație sau lansezi un gând despre o persoană, cumva sunt sigură că emiți o anumită energie către acea persoană și se simte lucrul acesta. Adică dacă tu, inclusiv grimasa feței, dar ai etichetat în mintea ta o persoană într-un anumit fel, te uiți într-un anumit fel. Da? Am observat, de exemplu, într-un mijloc de transport în comun, când la un moment dat într-o stație urcă un grup de persoane mai brunete, să spunem, da? Tendința este să păzim geanta, să ne uităm un pic încruntați, să ne păzim copilul, să păzim câinele dacă l-avem. Adică avem un comportament care este vizibil față de acea persoană. Și partea de etichetare cred că este cea mai periculoasă în lucrul cu copii. În momentul în care ne etichetăm copiii, cumva ei nemai având ce să riște, adică știu că sunt într-un fel, părintele îmi spune că sunt într-un fel, am fost etichetat într-un anumit fel, nu mai risc nimic, nu mai există nicio pierdere și atunci mă comport. Aici voiam să ajung. Este evident că etichetările există în viața noastră de zi cu zi și fiecare dintre noi le face. Utilizăm, exersăm. Da. De ce? Pentru că, evident, există niște paternuri culturale pe care ni le creăm, există niște paternuri de gândire care ne-au fost induse sau pe care le-am creat singuri. Așa am văzut, așa ni s-a spus, așa ne-au influențat. Ideea este că gândim, suntem oameni și atâta timp cât gândim și avem capacitatea de a gândi, emitem opinii. Opiniile se transformă ușor în etichete, adică de la o simplă părere despre o persoană, o părere neutră, cum, ok, are pantofi verzi, ajung imediat să o dau în, și ce prost se îmbracă și cumva generalizez și este o etichetă că femeia respectivă se îmbracă prost. Și atunci care este metoda pe care voi ați dezvoltat-o sau pe care voi o propuneți prin acest program sau prin acest proiect de a înlătura, să spunem, acest filtru care este etichetarea? Pentru că, așa cum știm foarte bine, etichetările sunt de fapt niște filtre. Cel din fața noastră reprezintă o entitate, iar noi ne uităm la el prin intermediul unui filtru care ne oprește întreaga perspectivă a celuilalt. O avem numai pe a noastră, ceea ce am aflat despre el, ceea ce ne închipuim noi că știm, da? Care este metoda voastră de a dărâma sau de a renunța la acest filtru? Așa cum a spus și Bianca, totul pornește de la gând, opinie, idee, comportament și apoi acțiune. Și atunci avem aceste straturi pe care le luăm prin joc și improvizație și ne jucăm cu ele. Este o tehnic, este un joc de este o pregătire, da, este un element de dezvoltare personală prin intermediul jocului, improvizației, dezbaterii și jocului de rol. Ok. În cadrul workshop-urilor folosim aceste 4 metode. Ele sunt metode aplicate în baza teoriilor, așa cum sunt ele definite, însă ele sunt aplicate pe tema respectivă pe care noi o lansăm. Și atunci pornim de la aceste, să spunem așa, etape în dezvoltarea etichetelor. Și le generăm oamenilor un cadru în care ei să conștientizeze în primul rând cum pun etichete, de ce pun etichete, și cum le percep sau care este impactul lor asupra propriei persoane și asupra celorlalți.
Și credem că jocul, improvizația, dezbaterea și jocul de rol sunt metode alternative de învățare care te ajută să experimentezi. Nu că n-ar fi experimentat acest lucru până atunci în viața lor în mod constant, respectiv. Sunt absolut sigură că metoda pe care voi o propuneți, da, de experiență prin joc sau de învățare prin joc, este ușor de adoptat, pentru că respectiv fiecare dintre noi am utilizat genul acesta de etichetări. Voi bănuiesc că încercați să creați un cadru care să faciliteze într-un fel sau altul înțelegerea înțelegerea acestui lucru. Exact. Pe mine mă interesează altceva. Cum ajungeți la esența înțelegerii cuvântului de etichetare și cum îi faceți pe oameni să renunțe la acest filtru? Sau care sunt, pentru că voi ați dezvoltat metode de învățare, da? Care sunt pașii pe care îi utilizați, sociologii și psihologii, sau cum vezi, psihologii și sociologii, prin care oamenii ar putea să renunțe la acest filtru de a-i eticheta pe ceilalți? În primul rând, învățăm cel mai bine în momentul în care facem noi înșine lucrul respectiv. Ceea ce vrem noi să facem prin evenimentul acesta este faptul de a atrage o atenție, deci atragem odată atenția. În al doilea rând, vrem să facem ca oamenii să fie conștienți de momentul de etichetare. Adică noi etichetăm cumva fără să realizăm lucrul acesta, fără să ne dăm seama că suntem într-o etichetă permanentă aproape. Și în momentul în care, ok, au venit, vor timp de 3 ore, da, cred că va avea evenimentul, vor trece prin anumite situații împreună sau într-un grup, cumva data viitoare ceva li se va atenționa în momentul în care vor face o nouă etichetare. Și poate nu va ieși din prima, adică poate vor continua pe firul etichetării, dar a doua, a treia, a cincea oară ceva îi va opri. Mesaj venit de la evenimentul nostru, de exemplu, sau din alte evenimente la care vor participa. Deci tot ceea ce poate să facă o persoană este nu să nu spună sau nu să nu comunice eticheta, ci să fie conștient de momentul în care face, lansează o etichetă. Pentru că bănuiesc că suntem destul de realiști să înțelegem că un workshop nu-i poate într-un fel decisiv să schimbe acest comportament care este evident exersat. Poate să atragă într-adevăr un semnal, să tragă un semnal în momentul în care declanșează un mindfulness, măi, asta fac în momentul respectiv, ce-ar fi să renunț la acest filtru, că ce să vezi, folosind acest filtru, am toate șansele să nu înțeleg exact cum stau lucrurile în partea cealaltă. Și o să fiu imită, dar la evenimentele noastre se plânge și se râde. Și în momentul în care avem anumite exerciții, cel puțin pe partea de emoție, oamenii într-adevăr au niște declicuri. Și s-a întâmplat la mai multe evenimente să ni se spună, băi, văd altfel lucrurile. A fost un eveniment. Vreau totuși să vă folosesc în mod efectiv în acest moment, în platou. Cu alte cuvinte, vreau să oferim cât se poate de concret informație părinților care se confruntă cu următoarea problemă. Vin copiii de la școală și îi spun sunt foarte supărat. Mă rog, copiii aproape nici nu comunică despre acest lucru. Și asta este interesant. Mă rog, cred că ține de altceva. Dar vin copiii de la școală și spun copiii îmi spun ochelaristule, de exemplu. Sau îmi spun fac bullying, de orice fel. De orice fel. Să o luăm pe asta cu ochelarii, că este, mă rog, celebră, cea mai la îndemână și probabil cea mai puțin nocivă dintre toate celelalte. Da. O am trăit-o toți dintre noi la școală, știm cum e. Și spun așa, care sunt lucrurile pe care ce ar trebui să înțeleagă un părinte și mai ales ce ar trebui să facă, să-l facă pe cel mic să treacă peste acest moment? Pe rând. Da. Cred că în primul rând ar trebui ca părintele să înțeleagă că nu este vorba despre copilul lui.
Adică nu este vorba despre mine. Când cineva mă etichetează, este vorba despre persoana care m-a etichetat. Și practic este realitatea pe care acea persoană o are despre mine. O altă definiție a etichetării este următoarea: ochelarii prin care celălalt vede realitatea. Cum spunea și Walter Lippmann, un alt sociolog. Și atunci, dacă părintele înțelege că această etichetare nu este vorba despre, nu aduce la copilul său și nu este vorba despre copilul său, atunci va ști să vorbească și să folosească comunicarea astfel încât să-i transmită un mesaj prin care copilul să înțeleagă că nu ar trebui să-l afecteze sau nu ar trebui să ia acest lucru atât de ferm și atât de drastic. Cred că mai degrabă ar putea să îi spună cu blândețe anumite, poate... Cu blândețe sunt sigură că o spune, că sunt mamă și când vine cineva, da, să vreunul dintre ei vine și să plânge cum că iată ce a pățit, iată cum îi spun, iată ce cred copiii, da? Etichetările nu sunt numai verbale, da, ei se și poartă cu unii dintre ei de o anumită manieră, așa cum a spus și Bianca, la un moment dat, din gând se transformă în vorbă, din vorbă se transformă în comportament. Da. Deci sigur îi vorbești cu blândețe. Ideea este care sunt pașii pe care eu trebuie să-i urmez ca să pot să îl determin pe puștiu de, nu știu, hai să zicem la cât, la 10 ani încă îl afectează bullying-ul, că la 13, 14, 15 se cam prinde despre ce e vorba, mai ales că au existat, există programe anti-bullying în școală și au început să-i... Acum, dacă aș face o comparație, m-aș gândi la mentalitatea de fixă și cea de creștere. În mentalitatea fixă, spunem că am luat nota a 7, înseamnă că nu sunt suficient de bun și mă opresc aici. În cea de creștere, spunem am luat nota 7, dar și, sau încă pot deveni mai bun pe zi ce trece, pentru că progresez. Și mă gândesc că asta ar fi o modalitate prin care spui copilului ceva de genul: acel copil ți-a spus despre tine că ești ochelarist, dar asta nu înseamnă că tu ești așa. E doar părerea lui despre tine. E doar modul în care el te-a văzut. Și te-a văzut acum. Nu putem să schimbăm perspectiva copilului vis-a-vis de această etichetă? Nu este aceasta o altă metodă? Se schimbă perspectiva? În ce sens? În sensul în care un ochelarist, dacă așa ți-a spus, trebuie să aibă, cel puțin, mult mai multe calități decât le are cineva care n-are ochelari. Vede mai bine decât cei care n-au ochelari. Este mai interesant pentru că are o ramă de ochelari pe care poate să o schimbe de fiecare dată, poate să fie modern. Cu ochelari, la un moment dat, pot să schimb rama și să-i transform în ochelari de soare. Adică nu putem să luăm partea bună, partea bună a acestei etichete și să o folosim în a-l face pe copil să înțeleagă că este o etapă de creștere, ceva pe care el îl are, care să-l ajute, să-l facă să crească, poate se poate transforma într-un avantaj la un moment dat, îi dă un aer de copil studios, îi dă un aer de copil studios și serios, profesorul îi privesc diferit, etc. Nu știu. Eu, pentru mine, este în acest moment o explorare. Da? Eu vă întreb în calitatea voastră de oameni care lucrează în acest proiect. Tu vorbești în momentul de față despre partea cea mai fină a bullying-ului, și anume despre un ochelar, despre un blug care nu mai este poate purtabil sau arată urât. Vorbim de niște lucruri despre foarte... Despre o fată care este plinuță. Exact. Despre un, adică despre un copil care are un defect. Până foarte departe. Are un handicap. Vorbesc despre lucruri care se întâmplă. Și care se întâmplă. În primul rând, copilul trebuie să știe că bullying-ul nu este o glumă. Și primul și în primul rând, în momentul în care se întâmplă, el trebuie să vină către părinte și să anunțe că se întâmplă lucrul acesta. Deci există o comunicare permanentă. Asta e partea lui pe care o are de făcut. Părintele, din punctul meu de vedere, ce poate să lucreze frumos cu copilul este, fie, cum ai spus tu, să transforme pe unde se poate lucrurile într-un avantaj, deși copilul, în momentul în care simte emoția primă la momentul respectiv, pe el puțin îl mai interesează că vine după două ore și îți spune ție și tu îi spui: vai ce copil plinuț ești, dar e ok că ești plinuț. El trebuie să înțeleagă faptul că nu este singur, în primul rând, că mai sunt și alți copii care sunt plinuți
și că este ok și că, cum ai spus tu, la un moment dat poate lucrul ăsta se va schimba, este o etapă, sau poate nu. Da, da, doar atât. Și cumva, deci pentru el, cred că ca și copil, contează foarte mult să știe că nu este singur. Și aici părintele poate veni, de exemplu, și eu când eram în grădiniță, eram cam busumflat, se părea așa, față de eu eram de fapt plinuț, că mâncam cam mult. Adică, vino și susține-l cu un exemplu efectiv, cu un exemplu din familie, cu ce... A, și uite și mătușa, tușa Vera, cum, dar și ea era ochelaristă. Ajută-l să vadă că nu este singurul, pentru că în momentul în care ți se adresează o etichetă sau simți o etichetă, ai impresia că e singur. Și că tu ești singurul ochelarist, singurul plinuț, restul toți sunt perfecți, pentru că de fapt asta ne doare foarte mult. Diferența între ceilalți care nu sunt așa și tu care ești așa. Aici este un punct pe care aș vrea să-l explorăm împreună, respectiv momentul acesta în care etichetând pe cineva, eticheta respectivă îl face să se simtă diferit. Diferit. Însă nu îl face să se simtă niciodată diferit în zona pozitivă. Îl face să se simtă diferit în zona negativă. Vine, ai spus mai devreme că unul dintre domni spunea femeile sunt așa. Da. Da? Asta cu femeile sunt așa, mă rog, cred că experiența sau vârsta sau, mă rog, altele m-au făcut să înțeleg că femeile sunt așa, pentru mine femeile sunt așa, pot să fie doar pozitiv. Respectiv, femeile sunt așa, da, pentru că ele au întotdeauna calitățile potrivite la momentul potrivit. Deci sunt în stare să privesc astfel de etichete, dar am spus asta, cred că a venit, vine și cu vârsta și cu experiența, da, și cu înțelegerea unor altfel de lucruri. Dar, revenind la ceea ce a spus Bianca puțin mai devreme, aceste etichetări te face să te simți diferit de o manieră negativă. Nu te face să te simți diferit de o manieră pozitivă. Și atunci, cum lucrăm în această situație? Cum ar fi a copilul care are o... Nu vorbim despre copii. Ne întoarcem la etichetările din viața de zi cu zi și zonele de percepție pe care, da? Percepția negativă pe care etichetările de regulă... Am stat și m-am gândit mult timp dacă există cu adevărat etichete pozitive. Și atunci, de exemplu, când spui despre o persoană că este profesionist sau este foarte bun în ce face, deja îi pui o etichetă sau grupul ăla este foarte bun. Și atunci te bucuri când afli lucrul ăsta, evident. De ce nu ne-am neapărat bucurare? De ce nu am putea să acceptăm și atunci când primim etichete negative, să zic așa, dacă aș putea să le pun în două, să le divid? Și teoria spune că etichetele se asociază doar cu grupurile deviante. Tocmai din acest lucru, sociologii au dezvoltat un soi de metode și teorii prin care au studiat aceste grupuri deviante. Nu am întâlnit până acum în sociologie sociologi care să studieze grupurile unde etichetările sunt pozitive. Pentru că acolo, teoretic, nu există o problemă sau o nevoie. Da? Dincolo, există această nevoie de a lupta cu aceste etichete. Da? Pentru că ele creează că ele în oameni creează, o grămadă de creează efecte. Efecte, da? Creează stigmatizare, creează departajare, creează însingurare, frustrare și așa mai departe, în funcție, bineînțeles, de vârstă. Și pe măsură ce creștem, percepția noastră se schimbă. Dar e important cum se schimbă. În funcție de experiențele sociale pe care le avem, mediile în care creștem, adică grupul secundar, diferit de cel primar, cărțile pe care le citim, oamenii pe care îi ascultăm. Da, exact. Listele de așteptare pe care le avem la bibliotecă, da? Și atunci, uneori chiar și experiențele, de fapt, 80% din experiențele negative ne ajută și atunci ne forțează să mergem în acele locuri în care vrem să ne descoperim mai mult pe noi. Și vrem să înțelegem de ce o etichetă deviantă, deviantă secundară se numește în sociologie, ne afectează atât de mult, pentru că de fapt nu este încă o dată vorba despre noi, este vorba despre celălalt. Asta este esența?
întregului program pe care vreau să ajung la o mică concluzie, pentru că mai sunt 10 minute din emisiune, vă vine sau nu să credeți, dar au trecut repede. Vreau să creez o concluzie și să-mi spuneți cum ajung oamenii să vă cunoască și altele de genul ăsta, ce aveți de gând să mai faceți. Deci este aceasta esența acestei metode pe care vrem educație alternativă. Da, vrem să vedem atât din punct de vedere mental sau rațional, cum sau ce percepție le dăm mentală, dacă de mult le raționalizăm. E ca atunci când cumperi ceva emoțional și după aia îți explici rațional de ce ai făcut lucrul acela. Deci rațional să-ți explici de ce te afectează acele etichete, pentru că și tu le pui către ceilalți, și emoțional, de partea aceasta Bianca se ocupă în proiect, cum poți să diminuezi acest impact emoțional pe care îl porți cu tine în mediul de afaceri, la serviciu, în relația cu prietenii sau cu familia. E rândul Biancăi. Oamenii, în momentul în care vin într-un astfel de proiect, în care vor să se descopere unii pe alții sau să-și descopere micile insecurități, să le zicem, la un moment dat, vin cu un feeling și pleacă cu altul, de regulă. Da. Oh, da. Da. Și aș vrea să știu în ce zonă, evident că este complicat să te apuci să îmi explici în acest moment care sunt metodele pe care le folosești acolo, dar aș vrea să știu care sunt pașii pe care îi urmează cineva într-un astfel de program. Din punctul meu de vedere, pe emoție, încerc să disec. Adică era povestea cu elefantul pe care îl poți mânca pe bucăți. Deci în momentul în care ai situația mare, dar durerea că, nu știu, mi se spune că sunt urât. E un exemplu. Vreau să văd. Folosesc întrebarea, în primul rând, sau prin exercițiu, prin jocuri, e cumva un trick, o metodă ascunsă, ca să zic așa, prin care vreau să aflu. Ce te deranjează, de fapt? Te deranjează felul în care ești văzut din exterior sau propria opinie despre tine? În spatele emoției efective sau disec emoția până într-un moment în care pur și simplu omul îmi spune wow, dar nu mai e nimic. De fapt, nu mai este nimic. Și așa, prin cele două căi, ajungi la esența faptului că niciodată o etichetă nu este despre tine. Exact. Da, exact. Și întotdeauna o etichetă este despre, de fapt, despre celălalt. Este despre celălalt și este ok. Asta, cumva, asta vrem să și transmitem. Măi, este ok ca un om să te eticheteze. Este în regulă să aibă opinie despre tine. Hai să învățăm cum să primim, de fapt, această etichetă. Hai să învățăm să primim și să, în momentul în care vine așa bulu către noi, putem să ne așezăm un pic, pauză. 5 minute pauză. Ok, ia să văd. Ce s-a întâmplat aici, de fapt? Ok, am primit eticheta asta. M-am mâniat, m-am enervat, dar hai să vedem de ce. A, pentru că mi-a spus o persoană la care țineam. Sau pentru că mi-a spus-o într-un grup și mă simt m-a făcut să mă simt nepotrivit în fața unui număr mare de oameni. Care și asta e destul de dureros. Deci ne doare foarte mult faptul că suntem priviți ca diferiți de către ceilalți și ne doare foarte mult faptul când toate lucrurile astea se întâmplă într-un public. Da, într-un mediu public. Adică dacă vii și îmi spui la ureche niște lucruri, s-ar putea să le primesc altfel. Eu cred că voi trebuie, după acest curs, de care o să-mi povestiți imediat, să faceți un program cu care să mergeți în, haide să spunem, nu neapărat în școli, pentru că în școli or să vorbească despre bullying, adică se vorbește despre bullying. Ar trebui să mergeți în licee. În licee, acolo unde copiii, de la 9 la 12, primesc informațiile care le pot modifica perspectiva în care primesc o grămadă de informații ulterioare. Mm-hmm. Și atunci imaginați-vă un proiect pentru liceu și atunci când l-ați făcut, dați-mi de știre că am să vă invit să-l promovați. Uite, și pe el. De la noi, de exemplu, scuză-mă, la evenimentele noastre vin profesori care sunt ei interesați pe
partea lor de profesora, ce pot să fac eu pentru a-mi ajuta clasa, sunt dirigintă și vreau să vin în întâmpinarea copilor. Am înțeles, o folosesc ca o, educare, ca o educație alternativă a lor, vin părinți pentru a le oferi sprijin copiilor de la clasă și asta e îmbucurător. Este. E îmbucurător. Mă bucur să aflu că sunt profesori care aleg să se educe singuri pe banii lor, nu îi trimite nimeni la astfel de școală, să-și poată educa copiii din clase la un alt nivel. Spuneți-mi acum cum află oamenii despre voi, unde vin, ce fac, ce ar trebui să se pregătească. Oamenii, mai puțin, cred că doar 5 minute mai sunt. Oamenii află despre noi de pe Facebook, de pe LinkedIn, de pe Google. Cum se numește evenimentul? Evenimentul se numește Etichete la Apogeu, noi perspective. Okay. Și va fi săptămâna viitoare, sâmbătă, 29 iunie, începând cu ora 11:30 la Creator. Se întâmplă cât? 2-3 ore? 3 ore și 3 ore. Pentru că publicul cere întotdeauna și cumva lucrurile vin firesc. Stați la question and answer session încă vreo oră Oamenii pleacă în grupuri de la noi, de la workshop-uri, pentru că acolo se împrietenesc și acolo creează acea legătură, acea conexiune și acel vibe, acea atmosferă foarte caldă și le place să păstreze legăturile pentru că se descoperă și zic cred că pot să învăț ceva de la tine și nu sunt singur. Aderă la grup. Ok, deci vă găsesc pe Facebook. Noi organizăm lunar evenimente, deci dacă îl ratează cineva pe acesta, dacă se întâmplă... Aceasta era întrebarea. Să spunem că ăsta deja s-a făcut. În fiecare lună... Am vorbit lună, despre el, deja se întâmplă, cel de sâmbătă, pasul următor și următoarele lucruri pe care le faceți sunt... În fiecare lunare. Câte un eveniment organizat în diverse locații, dacă ne vor căuta și ne vor urmări pe pagină, vor fi la curent și sunt așteptați cu drag. Această direcție, respectiv despre etichete la Apogeu și noi perspective, să spunem că este unul dintre cursurile pe care le faceți. Da. Aveți un proiect dezvoltarea și către alte zone în afară de etichetă? Da. Și etichete și etichetări? Da. Pornim către căutarea acelei mentalități de creștere. Pentru că am observat că oamenii sunt la limita dintre mentalitatea fixă și cea de creștere. Și atunci avem elemente foarte multe din cele fixe, pentru că am crescut cu ele, sunt însămânțate. Am crescut copăcei și e foarte greu să mergem la rădăcină și să tăiem din ei. Dar ce facem? Sădim niște arbuști, astfel încât să putem să creăm alte floricele, da? Alte perspective, de fapt altă viață. Alte modalități neconvenționale de a gândi și de a ne face pe noi să ieșim din sfera nu sunt suficient de bun, nu am încredere în mine. Dacă cineva îmi spune un lucru rău despre mine, eu îl iau ca atare și atunci nu stau un pic și vorbesc cu mine însă. Îmi scade stima de sine sau mă opresc aici pentru că până aici pot să fac lucrurile să funcționeze. Înțeleg că v-ați orientat către o zonă transformațională exact. De coaching. Exact. Este mai mult pe partea... Concretizând una peste alta... Nu este coaching. Este o îmbinare între coaching și traininguri alternative. Deci coachingul e pe emoțional, eu lucrez acolo cu bucurie și cu deschidere. Colega mea lucrează pe rațional. Eu vin cu pași concreți. Da? Avem creierul, da? Vedem ce facem cu el și care sunt metodele. Pasul 1. Conștientizăm lucrul acela. Știm că avem acest tip de mentalitate fixă. Da? Pasul 2. Știm că există și mentalitate fixă și cea de creștere. Și pasul 3. Alegem să fim într-un fel sau altul. Iar pasul 4. Dacă alegem să fim pe mentalitate fixă, atunci ne acceptăm propria viață. Da? Iar dacă suntem pe cea de creștere, trebuie să creștem acolo. Exact. Și trebuie să știm ce facem. Avem nevoie de informație, exact. Avem nevoie de informație foarte... să ne poată ajuta exact. Să și creștem. Exact. Acolo intervenim noi. Când acolo. Dai nevoie de informație pentru exact. A crește, venim exact. Noi. Exact. Echipa. Trebuie să mai spuneți cine sunt cei care vin de obicei la cursurile voastre. Ce target aveți? Nu cel pe care îl vizați, ci să-mi spuneți dintre cei pe care i-ați avut până acum. Nu cel pe care îi vizați cu acest curs. Sunt oameni care vin de zona de corporate, care stau foarte mult în multinaționale și doresc să-și antreneze mintea sub altă formă, sub o formă nouă și neconvențională. Sunt freelanceri, sunt profesori, sunt educatori, sunt părinți, foarte mulți dintre ei, care vor să învețe despre ei lucruri, să educe copiii și să dea și în casă ceea ce învață la noi. Și sunt și foarte mulți tineri.
Avem targetul între 21 și 25 de ani. Fix momentul în care mergi la facultate și încă nu știi ce-ți dorești. Sau încă te afli între două bărci și nu știi unde să urci. Și atunci, după cum ați văzut și din poze, sunt cam din toate categoriile. Da? Noi vrem cumva să avem un target între 25 și 35 de ani, dar se pare că oamenii vor creștere la orice vârstă. Și asta este foarte îmbucurător. Asta este minunat și din ceea ce mi-ați spus că aveți, ca și cursanți, chiar mă bucur să aud că profesorii își aleg singur de educație alternativă, chiar și așa, pe banii lor, chiar și din timpul lor liber, pentru a reuși să facă față provocărilor în care sunt puși și în care, din păcate, nu-i prea educă sistemul. Pentru că sistemul este fix și ei vor să crească. Să crească odată cu nevoile reale ale elevilor lor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, pentru prezența la emisiune și dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare de la ora 22. Așadar, la revedere, pe curând!